Hei! Salutare, abonații mei! Să trăiți! Bine v-am regăsit într-un daily vlog neobișnuit. De fapt, acest daily vlog este foarte obișnuit. Ce este neobișnuit? Faptul că nu m-am interesat după atâta timp. De fapt, eu am acum 275.000 de abonați. Acest premiu pe care l-am revendicat de la YouTube trebuia să-l iau după suma de 100.000 de abonați. O să fac alt vlog în care am să vă spun cum să primiți acest premiu și voi. Bineînțeles, după ce ați făcut 100.000 de abonați, să nu credeți că YouTube vă va trimite acest buton de YouTube dacă ați făcut 100.000 de abonați și aveți în contul dumneavoastră strike sau nu sunteți în termeni foarte ok cu YouTube-ul. Și să nu credeți că gata, se negrește ecranul și scrie, pentru că și eu am căutat pe YouTube și foarte greu am găsit ce trebuie să faci să comanzi butonul de YouTube. După ce am făcut 100.000 de abonați, asta prin ianuarie, îmi aduc aminte, dacă vă uitați în vlogurile mele din trecut. Și dacă mi-aduc bine aminte, eu tot am încercat să văd cum am trimis și mail la YouTube, mă rog, mi-au trimis niște răspunsuri, dar probabil nu le-am băgat în seamă și am zis, las o baltă, mai aștept. Am tot așteptat, am făcut 250.000 de abonați, am făcut 200.000, am făcut 250.000 de abonați, frate, ceva nu e în regulă. Și m-am uitat, eu am și posibilitatea de a chatui cu unii dintre reprezentanții YouTube, sau mă rog. Și ce credeți că am găsit acolo? După ce am vorbit cu cineva de la YouTube, i-am explicat care-i treaba și a spus, ești eligibil la un cod pe care, deci v-am spus, o să fac în viitor, acesta e un cate, să desfac premiul, o să fac pe viitor un vlog în care am să spun exact tot ce trebuie să știți după ce faceți 100.000 de abonați. Mai pe scurt, pentru acest vlog, o să vă trebuiască un cod, nu știu cum, nu mai țin minte cum se numește exact și o să vă explic eu. Aici este vlogul cu cel mai tare concurs, partea a doua, când am dat drumul la cauciucuri. De fapt, voi deja o să-l vedeți pe YouTube. Prima oară veți primi un mesaj pe telefon. Bineînțeles că cineva va încerca să vă sune și să-i trimiteți o copie după buletin sau datele din buletin, dar să nu vă faceți probleme că vă ia datele, pentru că nu acesta este interesul. Vă dă și un cod de urmărire pe care voi deja ar trebui să-l aveți într-un mail primit de la YouTube. Ok, și avem aici factura, controlul vamal în general. Și scrie și aici, preț de tranzacție 20 de USD, valoare în vamă 82 de RON. Care au fost plătiți de către YouTube, da? Deci asta este declarația vamală. Deci după ce am desfăcut controlul vamal care a fost lipit aici, cam așa arată butonul de la YouTube cu cutia în sine, da? Vedeți aici numele meu, da? A fost trimis către aici, de unde a fost trimis departamentul, în data de 2 noiembrie 2018 și să știți că a ajuns foarte repede. A ajuns în 7, deci pe 8. Iar pe partea cealaltă veți găsi la fel. UPS România, cel care a fost trimis, numele vostru aici. Aici sunt numerele de telefon și adresa. Așa, nu contează. Factura și acest cod va veni printr-un SMS la voi, îl veți găsi și pe mail. Haideți să vedem ce se află în această cutie. Dacă tot suntem la capitolul acesta și suntem singuri în cameră, nu avem pe nimeni să ne ajute, o să încerc să desfac eu această cutiuță. După cum observați, se deschide de aici. Pac, pac, pac. Ok, l-am tăiat peste tot. Acest premiu nu are o valoare
vai de capul meu, criminală, dar este cadoul și visul oricărui YouTuber, oricărui vlogger care face 100.000 de abonați și vrea să aibă de la YouTube un premiu. Deci, să mor dacă nu sunt emoționat, pentru că, doamnelor și domnilor, wow, deci prima oară, te rog să nu fii spart, da? Te rog, că am auzit de la unii și de la alții că ar fi spart. Uitați ce conține cutia, da? Deci acest burețel să nu se spargă. Mamă, doar că e altfel. Ia priviți. Băi, ești nebun, e alt tip. Nu e. Deci ăsta e gol aici, ești nebun la cur. Ia uite. Și are vlogger. Ia să vedem. Ca să dau luminozitate mai mică. Priviți, găsiți și asta. Deci acesta este una dintre... Așa, și aceasta este a doua. Priviți ce scrie aici, ia să vedem. Mamă, se vede că e mișto hârtiuță, trasă la cutare. Deci am făcut 100.000 de abonați, bineînțeles, eu am 200 și ceva. În sfârșit, bine te-am găsit. Bine ai venit la mine în studio. Da, nu ăsta mă interesa, asta mă interesa cel mai mult. Băi, fraților, dar ăsta e făcut altfel. Deci nu mai e ca celălalt. Priviți, vedeți, e un fel de oglindă în spate. Wow, e model nou, ești nebun. Mamă, să moară Larisa. Și aici sunt găuri pentru cuișoare să le putem agăța în perete. Haideți că întorc camera invers. Wow, ia priviți aici, mă văd în cameră. Deci, doamnelor și domnilor, așa arată butonul de YouTube. Da. Ia să vedem aici. Să-l desigilăm. A? După cum vedeți, e modelul nou. Deci aici, pur și simplu, nu vreau să pun mâna pentru că se poate... E o fel de oglindă, se poate păta. Dar nu e tipul premiului de data trecută, e alt tip. Adică e această bucată lipită în mijlocul unei oglinzi. E ceva mișto. Frumos. Priviți cum arată. Ia să vedem așa. Nu pot spune că mi-am dorit acest premiu întotdeauna, pentru că și deoarece am să vă spun eu exact de ce am vrut să mă apuc de YouTube și pe scurt doar pentru suma de 1000 de abonați, doar la asta am visat. Dar dacă tot au venit abonații pentru că au fost foarte entuziasmați și plăcut impresionați de ce am postat, am zis să continui și să-mi dezlănțui toate calitățile mele în a ajunge la 1.000.000 de abonați, asta până în 2020. Deci, vă mulțumesc vouă pentru acest premiu. Consider că fiecare bucățică din acest premiu e o parte din voi, pentru că fără voi, evident, că nu aș fi avut cum să ajung nici la suma de 100.000 de abonați, nici la această sumă pe care o am acum, 270, și nici la viitoarea sumă pe care cu siguranță o voi face de 1.000.000 de abonați. Nu pot să spun în curând, dar în anii ce vor urma, cu siguranță voi ajunge la această sumă. Și asta pentru că vă iubesc și vă datorez absolut tot ce fac vouă. Și mai e și partea cu înghilimele. Și se mai spune că nu se trăiește din YouTube-ul românesc, de fapt din România. Se trăiește foarte bine dacă știi să faci un content de calitate.
Acest premiu nu îl voi pune pe perete deocamdată, pentru că, după cum bine știți, în vlogurile anterioare am spus că îmi fac un studio nou. Acolo va fi, pentru că acel studio va fi nou. Nu voi lăsa să intre niciun gram de praf în acel studio. Așa că să dea Dumnezeu să ajungeți toți la o sumă, dar să știți foarte bine că nu suma de 100.000 de abonați, suma în sine contează, ci abonații. Pentru că degeaba aveți abonați dacă nu vă susțin și nu sunt alături de voi. O să lăsăm tot ce am primit aici. Închidem cutiuța. Ne bucurăm și acest premiu, din câte am observat, e tipul nou. Da? Deci, să dea Dumnezeu să lucrați și voi, să fiți atât de deștepți încât să puteți cuceri inimile a sutelor de mii de abonați și, într-un final, să puteți câștiga acest premiu. Și să vă iasă din cap chestia cu cumpărarea abonaților. Nu există așa ceva. A existat așa ceva până acum vreo 5 ani, dacă nu mă înșel. Iar de atunci, în fiecare an, YouTube-ul e cu ochii pe canalele care cresc foarte repede, nu au un content foarte așa și așa și care ar putea face abonați într-un mod destul de fraudulos. Să vă dau un exemplu. Pe canalul lui Fefi, Fefi's Vlogs, a postat un singur vloguleț. Am vreo 5 cu ea pe care trebuie să le editez și să le pun de când mă roagă și o să înceapă și ea în curând postările zilnice. Și dacă YouTube-ul a observat că a intrat o masă foarte mare de abonați pe toți cei care mă urmăresc, i-am trimis abonați-vă și la Fefi și a făcut brusc câteva sute de abonați într-o zi. Cred că 1000 și ceva. Iar pentru că acel canal era gol și YouTube-ul a văzut așa ceva, a spus cum de atâți abonați s-au abonat dintr-o dată pe acel canal care avea 0 abonați. După care mi-a blocat canalul, a golit abonații, aveam 0. După câteva zile a verificat, a spus nicio problemă, ne cerem scuze, dar am crezut că abonații au fost introduși într-un mod fraudulos, dar am descoperit că totul e ok, deci au verificat și totul a fost ok. Deci nu o să existe vreodată chestia ca cineva să-și facă boost. Înainte erau pachete de subscriberi, de like-uri la video pe OLX, le puteați găsi și pe diferite site-uri pline de virus pe care le puteți găsi și acum dacă încercați să scrieți pe Google vând abonați. Nu că erau falși, erau conturi care erau făcute de alții să-și facă doar ca să fie numărul mai mare. Deci erau conturi reale, dar nu te ajută cu nimic, că nu-ți faci vizualizări. Pur și simplu, dacă eu am și, de exemplu, am făcut 10.000 de vizualizări la un vlog, va crește încet, încet și se va acoperi. Deci nu contează numărul și cantitatea, ci calitatea. Ok, n-am să vă mai țin din treaba voastră. Ne băgăm și noi, de fapt, eu. Mi-am reglat căștile și mă apuc foarte repede, după ce se termină acest vlog, de un joc frumos pe care vreau să-l jucăm împreună pe viitor. De fapt, eu nu fac gaming, dar aceste jocuri sunt superbe și m-au inspirat foarte mult în crearea unor vloguri. O să vorbim despre asta. Cu voi a fost Shari Vlogger. În descriere aveți toate linkurile de la rețelele mele de socializare, iar dacă cineva dorește să ia legătura cu mine pentru diverse chestii, nu zic de unele promovări la unele produse pe care le-am primit, s-ar putea să vorbesc în alte vloguri și pur și simplu au atins limita de prostie, fraților. Dar o să vorbim despre asta în alte vloguri. Repede pe Instagram, Shari Vlogger. Vă pup!